Mulțumesc, frate Ion. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Stimații mei prieteni, dragii mei frați, dragile mele surori, vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și în această zi. De asemenea, un salut cordial de iubire pentru cei ce ne urmăresc pe internet. Mulțumim adunării din Sâmnihai pentru efortul lor de a ne primi și a face posibil această întâlnire. Credem că Dumnezeu le va răsplăti osteneala dragostei lor. Dragii mei, viața noastră se scurge încet, dar sigur. Într-o zi pe care nu o știm, vom pleca și noi din această lume. Cu ce vom pleca? Ce vom secera? Firește că ceea ce am semănat. Cuvântul inspirat spune, dacă semănăm în firea pământească, vom secera putrezirea. Iar dacă semănăm în Duhul, vom secera viață veșnică. Noi sperăm să secerăm viață veșnică. Aceasta ne dorim. De aceea suntem aici. De aceea cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dorim să-L urmăm pe Domnul nostru drag, care a deschis calea îngustă care duce la viață. Într-o zi, și mare trebuie să fie ziua aceea, sperăm să ne întâlnim cu Domnul nostru, cu acela care ne-a răscumpărat și ne-a condus pe cale, chiar dacă noi nu-L vedem, cu acela care de-a lungul erei creștine pledează cauza noastră în fața dreptului judecător, Iehova cel atotputernic. Într-o zi, noi sperăm să-L vedem pe Dumnezeu. O zi glorioasă, o zi splendidă. Ne este imposibil să descriem ce poate să însemne ziua aceea pentru noi. Dar știm că este scris. Ferice de cei curați cu inima, că ei vor vedea pe Dumnezeu.
Noi știm că este scris, pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Mari speranțe, făgăduințe nespus de mari și scumpe. Oare asemenea făgăduințe ne aparțin și nouă? Ne aflăm noi pe drumul acela care duce la un sfârșit atât de glorios? Cum putem intra pe un asemenea drum? Dacă am intrat pe el, cum este călătoria noastră? Unde am ajuns în peregrinajul nostru? Mai este mult până la destinație? Cred că este nevoie să stăm de vorbă uneori cu noi înșine, să încercăm să ne facem o evaluare sinceră, corectă, cine suntem, ce sperăm, ce credem, ce așteptăm și alte asemenea întrebări. Ne place să fim împreună. Este plăcut, este dulce. Părtășia frățească este ceva special pentru noi, ne-o dorim tot mai mult. Dar oare acea părtășie glorioasă cu Domnul și cu Tatăl, acolo, dincolo, în Sionul acela, cum va fi? Vreau, dragii mei, astăzi să ne gândim la aceste lucruri și pentru aceasta vom folosi unul din psalmii fiilor lui Core și, după unii gânditori, este cel mai frumos psalm sau unul din cei mai frumoși, psalmul 84. Mă bucur dacă aveți Scriptura, mă bucur dacă o deschideți și urmăriți cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, psalmul 84 este un psalm al fiilor lui Core. Cine a fost Core? Dacă citim în scrierea lui Moise, în Numeri, spre exemplu, vom găsi că Core a fost unul din cei ce s-au răsculat împotriva lui Moise și Aron, împreună cu Datan și Abiram. Această rebeliune a lor împotriva oamenilor aleși de Dumnezeu i-a costat viața. Au pierit. Dar fiii lui Core au rămas. Probabil că n-au luat parte la această răzvrătire. Au fost oameni talentați, au servit în curtea cortului, erau din seminția lui Levi și formau corul care cânta atunci când Israel mergea la templu, locul sacru pentru ei.
Și ei încep în felul următor. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Am putea să ne gândim că ei își exprimă admirația pentru locașul tipic în care era Dumnezeu, cortul, Sfânta Sfintelor, lumina șechină, lumina supranaturală, acea care indica prezența lui Jehova cu poporul său. Și își doreau locașurile lui Dumnezeu. De ce își doreau aceste locașuri? Pentru că acolo era Dumnezeu. Orice loc, pe pământ sau în cer, dacă nu este Dumnezeu, nu are valoare. Dar dacă este Dumnezeu, fie simplu sau splendid, acolo este bucuria, acolo este viața, acolo este fericirea. Dacă pentru ei locașul era templu, cortul sau apoi templu, pentru noi, locașul lui Dumnezeu, mă gândesc că am putea să aducem în atenția noastră cuvintele Mântuitorului. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Locașurile lui Dumnezeu este universul întreg, este opera lui glorioasă. Dar pentru poporul lui Dumnezeu, chemat în prezent, Domnul a mers să pregătească un loc. Un loc ceresc, un loc glorios. Noi ne gândim la acest loc? Îl dorim? Este ținta noastră locașul lui Dumnezeu? Evreii împrăștiați, poate, în Imperiul Roman sau înainte de acest imperiu, doreau să ajungă la templu. Și noi trebuie să ne dorim acest templu glorios al lui Dumnezeu. Versetul 2. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Suspină, tânjește după curțile Domnului. Haideți să facem oarecare asociere cu ceea ce era curtea în tabernacol. De ce este pentru noi importantă această curte a Domnului? Este importantă pentru că acolo, în curte, vedem ceva. Acolo este un altar de alamă. Acolo este un lavor cu apă. Pentru noi, acest altar de alamă este Hristos. Este jertfa Lui. Și nu se poate ajunge în locașurile lui Dumnezeu dacă nu trecem prin curte. Orice intrare în harul lui Dumnezeu
este prin Hristos. Rolul vital, fundamental în mântuirea noastră este Domnul nostru drag. Nu este altă cale, nu este altă posibilitate decât prin prețul de răscumpărare. Și aș vrea să citesc câteva versete în acest sens. Iată ce ne spune Evanghelistul Ioan, voi citi în Evanghelia lui Ioan, capitolul este 10, următoarele cuvinte. Eu sunt ușa, versetul 9. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Eu sunt ușa. Vrem să intrăm în cortul lui Dumnezeu? Este o singură intrare prin ușă și ușa este Hristos. Ușa-l este prețul de răscumpărare dat de Domnul nostru. Sau un alt verset în legătură cu valoarea acestei uși prin care putem intra în locașul lui Dumnezeu. Citesc în Efeseni, capitolul este 2 și versetul este 13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Ne dorim noi apropierea de Dumnezeu? Sau am putea să întrebăm și altfel, își dorește Dumnezeu apropierea noastră de El, de locașul Lui? Sigur că da. De ce oare Cel Preanalt își dorește apropierea noastră? Pentru că ne iubește, nu pentru că merităm, pentru că este bun și este Tatăl nostru. Sunt și alte versete, nu vreau să insist, vreau doar ideea să o putem înțelege și aprecia, pentru că știu că o știm, dar pentru mine problema este nu a o ști doar, și o aprecia, ai simți valoarea, pentru că numai dacă simți cuvântul lui Dumnezeu, primești impulsul necesar să mergi pe cale. Revenind la Psalmul 84, citim mai departe, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ați observat primăvara când vine rândunica? Cât este ea de harnică, cât aleargă, merge, vine să-și facă un cuib, unde apoi să aibă acolo puii ei. Până nu-și face cuibul, ea nu este liniștită. Ei, așa suntem noi, alergăm nebunește în lumea aceasta și uneori nu are sens. Găsim odihna atunci când putem și noi exclama, ah, altarele tale,
Doamne, al oștirilor. Din nou subliniază altarul pe Hristos, altarul din curte moartea lui Hristos, altarul din Sfânta e un altar pe care se aducea tămâie, se ardea tămâie și fumul acesta plăcut, mirositor, trecea pe superdea în locul preasfânt. E o plăcere să fii în slujba lui Dumnezeu, să aduci tămâie pe acest altar, să te consumi în serviciul lui, pentru că cel preanalt apreciază mirosul plăcut al jertfei tale. De aceea, cred că și pentru noi, altarele sunt un izvor de putere, de mângâiere. Sunt puterea noastră. De ce spun puterea noastră? Pentru că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, vreau să citim puțin, în 1 Corinteni, capitolul 1, voi citi de la versetul 23, dar noi, spunea Sfântul Pavel, propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, acesta-i Domnul. Pentru tine, pentru mine, crucea lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt multe de spus aici, nu intru acum în detalii. Încă un verset vreau, prin care subliniez valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. El se află în Coloseni. Mi drag acest verset, îl repet de multe ori și am să o mai fac, Domnul îmi va da putere. Coloseni 2, versetul, partea finală din 2 și versetul 3. Ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. E o taină și tu cunoști taina lui Dumnezeu, ținută ascunsă de veacuri și acum descoperită sfinților săi. Adică pe Hristos, și urmăriți cu atenție versetul 3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Dacă cineva este bogat pe acest pământ, sunt aceia care au această comoară în inimă pe Hristos. Când ai pe Hristos, ai toate comorile înțelepciunii și ale științei. Într-o zi vom pleca. Avem această comoară? Dacă o avem, mergem bogați de aici. Dacă o avem, ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru. Versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Casa lui Dumnezeu. Ne aflăm noi în casa lui Dumnezeu?
Sau poate mai bine spus, suntem noi o parte din casa lui Dumnezeu, o mică cărămidă în această casă? Apostolul Petru spune, voi citi în 1 Petru, capitolul este 2, versetul 4 și 5, apropiați-vă de el din nou, de Dumnezeu, de Domnul. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Hristos a fost această piatră vie, piatra din capul unghiului clădirii, dar ce cizelări, ce jlefuiri, ce probe a îndurat această piatră ca să fie în capul unghiului clădirii. Dar este o piatră aleasă, scumpă înaintea lui Dumnezeu și cred că trebuie să fie aleasă și scumpă și înaintea noastră. Prin el avem totul. Dacă cândva în ziua aceea vom moșteni și noi gloria cu el, este pentru că această piatră vie a suportat procesul de prelucrare, a fost făcut desăvârșit prin suferință și bine spune Apostolul Pavel, pentru că s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume. De ce? Ca numele lui să se plece orice genunche a celor de acolo, de sus, zecile de mii de mii de îngeri, cei de pe pământ și cei care astăzi dorm, și va chema în ziua aceea, ieșiți afară, toți trebuie să se închine înaintea lui. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Oh, nu-i vorba de casă din piatră, de cărămidă, nu-i vorba de biserica X sau Y. Este o casă formată din pietre vii. Este o casă vie, spirituală. Și spune textul, ferice de cei ce locuiesc în casa lui. Întrebarea este, ești fericit cu Dumnezeul tău? Ești fericit în casa lui Dumnezeu? Te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat în dar? Îi spui, mulțumesc, Tatăl meu. Tot ce sunt, tot ce voi fi, este pentru că tu ești bun și ești Tatăl meu. Ei tot mai pot să te laude. Se pare că lumea aceasta nu laudă pe Dumnezeu. Au alți Dumnezei, alte preocupări. Poate Dumnezeul lor este doar duminica. Și atunci, de formă, nu așa trebuie să fim noi,
pentru cei ce locuiesc în casa lui Dumnezeu. Biblia, de la Genesa la Apocalips, ne obligă. Este mesajul lui Dumnezeu pentru copiii lui, pentru cei ce locuiesc în casa lui. Să apreciem harul, privilegiul lui Dumnezeu. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Da, e foarte bine spus. Tăria noastră trebuie să fie în Dumnezeu. Noi nu putem spera să realizăm ceva prin forțe proprii. Dacă El binevoiește să lucreze prin noi și cu noi, atunci suntem obiectul celor mai înalte intenții ale lui Dumnezeu. Dar tăria noastră vine de acolo, nu prin înțelepciune, nu prin putere omenească, ci prin Spiritul meu, zice Domnul. Ferice de cei ce își pun încrederea în tine. Încrederea. Nu doar au cunoștință, au credință, au încredere în Dumnezeu, lucrul extrem de important. Mă bucur să citesc și versetul următor. Când străbat aceștia valea plângerii, mă opresc puțin aici. Drumul acesta spre Sion duce prin valea plângerii. Am putea spune că Adam, în perfecțiunea lui, era pe muntele perfecțiunii a desăvârșirii. Păcatul lui ne-a coborât în valea plângerii. Și noi acum străbatem această valea plângerii. De ce plângem? Pentru că ne doare. Avem necazuri. Pierdem o ființă dragă. Un prieten drag ne doare. O boală incurabilă ne macină, ne doare. Plângem. Dar nu plângem fără speranță. Și textul spune, o prefac, valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Cred că primul care a traversat valea plângerii și a transformat-o într-un loc plin de izvoare a fost Domnul nostru. Urmașii lui, prin aceeași putere de sus, transformă amărăciunea în dulceață, suferința în binecuvântare, răul în bine. Cum e posibil? Dumnezeu lucrează prin ei. Și voi citi despre acest lucru în Psalmul 126, versetul va fi 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi
Să nu ne necăm plânsul când El vine. Plânsul, lacrimile, nu sunt o dovadă de slăbiciune. A plâns Fiul lui Dumnezeu când a văzut durerea. A fost marcat de compasiune până la lacrimi. Iisus plângea. Profetul Ieremia, când a văzut nenorocirile care au venit peste Israel, el a spus: O voi care treceți pe lângă mine, priviți dacă este vreo durere ca durerea mea. O, de mi-ar fi capul plin de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. A plâns Iov, plângem și noi, dar în această durere simțim mâna puternică a lui Dumnezeu. Și un verset vreau să-l avem în atenție, poate spre meditare, în cartea lui Iov, în capitolul 36, versetul 15 spune așa, vă rog să meditați și voi la el. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Cum Dumnezeu scapă pe cel în suferință prin suferință? Uitați-vă la Domnul Iisus. Tată, dacă se poate să treacă acest pahar, dar facă-se voia ta. A venit suferința. Cum a trecut suferința? Biruind-o, contopindu-se voința lui cu voința lui Dumnezeu. Și suferința lui și moartea lui a adus glorie, învingere pentru el și eliberare pentru noi. Prin nenorocire a fost scăpat Domnul nostru, biruind-o și lăsându-se complet în mâna lui Dumnezeu. A venit nenorocirea în cazul lui Iov. Nu l-a scăpat Dumnezeu nenorocire când el se ruga, dar l-a scăpat prin nenorocire, dându-i puterea de a rezista, de a spera, de a crede ca în final să vină răsplata. Când vei fi prin strâmtorare, când mă vei chema în strâmtorare, eu te voi asculta. Strâmtorarea vine, necazul vine, valea plângerii trebuie parcursă până la sfârșit. Dar Domnul este cu noi și aceasta este important. Aceasta duce victorie, dragii mei. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Deci acești peregrini ai văi plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, tragedia o transformă în triumf, tăria, slăbiciunea o transformă în tărie. De ce? Pentru că ploaia timpurie se revarsă spre acești, pe acești peregrini. Care-i ploaia aceasta timpurie, cea de la Rusalei, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, pecetea că aparținem lui Dumnezeu. Versetul 7. Ei, peregrini, călătorii,
Ei merg din putere în putere. Din putere în putere, din har în har, din cunoștință în cunoștință, este elementul progresului, a creșterii, a dezvoltării, până ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Cântarea despre Sion m-a răscolit. Mi-am adus aminte de acest Sion. Mi-am adus aminte de peregrinii, frații noștri care și-au terminat cursul cu acest dor fierbinte după Sion. Și poate că unii sunt acolo, Domnul știe. Ne este greu să ne gândim la Sion. Acolo, pe malurile râului Babilonului, ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Acolo biruitorii noștri ne cereau cântări zicându-ne, cântați-ne din cântările Sionului. Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Să le cântăm, dragii mei, să cântăm cântarea lui Moise și a Mielului. Chiar dacă unii nu ne ascultă, să o cântăm împreună, să o cântăm în inima noastră și, repet, când ne este greu, să ne gândim la Sion, despre care spune în cartea Apocalipsei 14:1, am văzut pe muntele Sionului, pe Mielul și cei 144.000. Vom fi și noi acolo? Dar acești cântărești și peregrini aveau scrise de aici, pe fruntea lor, numele lui Dumnezeu și numele lui Hristos este scris și în mintea noastră și în inima noastră, numele Sfânt al Tatălui și al Fiului. Dacă este scris, dacă mintea noastră este preocupată de Dumnezeul nostru, de Domnul nostru, de adevărul Lui și numele Lui Hristos este în viața noastră, sperăm, Domnul știe, să ajungem în Sion. Mă grăbesc să termin, vreau doar să mai citesc poate două versete, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut pentru acești peregrini obosiți care seamănă cu lacrimi. Dumnezeu este un soare, este lumină, te încălzește, te luminează, este un scut, e o protecție în viața ta, în momentele de criză, El e scutul tău. Așa cum îi spunea lui Avram, nu te temi, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare, nu mare, cea foarte mare. Domnul dă îndurare și slavă. Da, nu lipsește niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Această fericire vă doresc din toată inima mea, de a vă încrede în Domnul, de a fi
călător prin valea plângerii, ca într-o zi mare, glorioasă, să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Amin.